Îngerul păzitor va proteja 10 zodii în iulie 2021. Protecția puterilor superioare depinde de Jupiter și de planetele superioare, care simbolizează energiile dincolo de controlul omului. 12 iulie. Jupiter va proteja Săgetătorul, Peștii, Vărsătorul și Gemini. Această protecție va fi pronunțată pe 12 iulie, când Jupiter formează un aspect favorabil cu Mercur. Particularitatea acestei legături planetare constă în faptul că veți primi ajutor pe un platou de argint, practic fără niciun efort din partea voastră. Săgetător. Jupiter stăpânește semnul vostru și se află acum în Pești. Prin urmare, ajutorul său va fi foarte puternic. El vă va ajuta cu afacerile interne și familiale. Veți putea să vă îmbunătățiți condițiile de viață și bunăstarea familiei. Veți avea o relație grozavă. Pești. Puterile superioare vă vor proteja în vacanță. Vă puteți distra cu liniște sufletească, fără să vă faceți griji cu privire la probleme. Acum nu riscați nimic. Jupiter vă va da noroc în dragoste și bani. Mulți oameni vă vor plăcea și veți avea și multe romane. Veți fi îngrijiți frumos și veți primi cadouri. Puterile superioare vă vor proteja de confruntare și gelozie, precum și de pierderea la jocurile de noroc. Vărsător. Protecția puterilor superioare vă va veni în timpul tranzacțiilor financiare, închierii tranzacțiilor și a oricărei afaceri monetare. La locul de muncă veți primi o creștere salarială sau un bonus. Jupiter vă va salva de hoți și înșelători. Prin urmare, portofelul vostru va fi sigur și sănătos. Gemeni. Puterile superioare vă vor scuti de cei care vă doresc răul la locul de muncă. Persoanele invidioase nu vor putea să vă murdărească reputația înaintea conducerii. Prin urmare, numirea voastră într-o nouă funcție nu va eșua și toate discursurile voastre vor dispărea cu o explozie. Avansarea în carieră va fi garantată. Toate negocierile voastre cu partenerii străini vor avea succes, iar avocații vă vor aproba contractele. 5 și 20 iulie. 5 iulie. Sextilul Soare-Uranus vă va oferi multe șanse. Pe 20 iulie, numărul acestor șanse va crește doar datorită faptului că Mercur și Uranus formează un aspect similar. Taur, Balanță, Capricorn și Vărsător vor fi protejați de puterile superioare. Taur. Puterile superioare vă vor proteja de o ciocnire neașteptată cu vecinii, care se poate întâmpla din cauza încrederii în sine, a copiilor, a muzicii puternice sau a unui cuvânt dur. De asemenea, este posibil să aveți informații importante în computer, care vor fi deteriorate din cauza unei supratensiuni. Balanță. Puterile superioare vă vor proteja de loviturile sorții. În acest moment, vă faceți griji cu privire la finanțe, pensie alimentară, plăți de asigurare sau obținerea unui testament. Toate aceste probleme vor fi rezolvate în mod miraculos, ca prin magie. Capricorn. Vă veți găsi sub protecția puterilor superioare în parteneriat. Este posibil ca ei să vă salveze căsnicia de divorț. Veți interacționa cu jurnaliști, scriitori și artiști. Dacă nu sunteți încă căsătoriți, puterile superioare vă promit o căsătorie neașteptată și timpurie. Vărsător. Casa și cei dragi vor fi protejați de puterile superioare. Acestea vă vor proteja cuibul familiei de conflicte, incendii și defectarea aparatelor de uz casnic. Poate că părinții voștri vor reuși în mod miraculos să evite un accident cu aspectul nefavorabil al lui Uranus cu Marte. 16 și 24 iulie. Vă veți găsi din nou sub protecția puterilor superioare pe 16 iulie, când Soarele va fi în trigon cu Neptun, și pe 24 iulie, când Mercur formează același aspect cu Neptun. Mai presus de toate, aceste aspecte vor afecta Leul, Peștii și Racul. Leu. Vă așteaptă o perioadă foarte dificilă, plină de stres și tensiune. Puterile superioare vă vor proteja sănătatea fizică și mentală. Pești. Puterile superioare vă vor proteja Euul de iluzii și de tot felul de dependențe. Rac. Vă veți găsi sub protecția puterilor superioare într-o călătorie lungă sau în timpul negocierilor cu parteneri străini. Mult noroc și nu uitați să dați click pe butoane!